pe care o știți cu toții și care consfințește de fapt vinderea de către PDL a județului Mureș în mâinile UDMR-ului. Este clar că această încălcare a legii este doar o parte dintr-un plan mai amplu încheiat între PD și UDMR la adresa cetățenului județului Mureș, prin care își împarte județul între ei. Și așa cum discutam, normal și logic, următorul pas va fi crearea unui spital în limba maghiară, lucru care probabil a și fost consfințit, da, de către PD împreună cu UDMR. Ceea ce pierd din vedere cele două partide este că electoratul maghiar, care este un electorat matur și echilibrat din punct de vedere politic, va cântări exact cum trebuie aceste manevre politicianiste. Și spun asta având în vedere că la secția maghiară, da, în urma acestei hotărâri de guvern, din cele 200 de locuri care erau prevăzute până acum, vor fi numai 70 de acum înainte. Pentru că acestea sunt normele elaborate de Arachis. Deci ceea ce nu știe electoratul maghiar este că este o victorie a la Pirus. Da? Adică o înfrângere. Încă o dată, ne arată că UDMR nu urmărește decât să-și facă imagine. Și nu apără interesele electoratului maghiar. 2. Așa cum v-am anunțat, USL va depune moțiune de cenzură. De asemenea, vom apăca în instanța hotărârea de guvern, declarând pe această cale război total vânzătorilor de neam și de țară. Facem apel către toate forțele democratice, societate civilă, să ne unim eforturile și să ne continuăm lupta pe căile democratice, pe căile legale, împotriva abuzurilor și încălcărilor flagrante ale legii promovate de către UDMR și consfințite de către PD. Și 3. Salutăm pe această cale declarațiile de bun simț politic ale unor parlamentari ai puterii din județul Mureș pe tema separării UMF, și știți foarte bine cine sunt aceștia, și pe cale de consecință așteptăm concretizarea acestor declarații prin votarea moțiunii de cenzură inițiată de USL pe tema UMF.